Vom continua cu partea a doua a tutorialului pe care l-am vizionat un pic prima și acum vom face nasul animăluțului nostru. În cercul magic vom începe cu un număr de 6 piciorușe scurte. Primul picioruș de început pe care nu îl punem la număr, după care vom continua. Vom lucra cu același verde cu care am lucrat ochii. 1, 2, 3, am schimbat din nou poziția camerei, 4, 5, 6, acum vom închide cercul magic. Vom închide cu piciorușul alunecat, așa cum închidem de obicei. Și în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am pus firul despărțitor și acum voi lucra 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci vom repeta cele 12 piciorușe abia obținute de 3 ori. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri. Am pus un pic de melană înăuntru, iar acum voi face 6 scăderi consecutive și voi obține un număr de 6 piciorușe scurte. Prima scădere, cea de-a doua, cea de-a treia, scoate firul, făcut ultima scădere, după care vom închide lucrarea. Voi scurta un pic firul și voi închide cu croșetul direct, nu voi coase cu acul. Capetele de fire întotdeauna le vom păstra pentru că cu ele vom umple jucăriile pe care le lucrăm. Uitați în felul acesta. Și astfel am făcut și nasul animăluțului nostru. Acum, cu siguranță încă nu ați ghicit despre ce este vorba, o să vedeți apoi. Vom continua lucrând pălăria. Pălăria acestuia vom face cu o altă nuanță de verde. Este un verde care este mai mult înspre cachiu, așa cum spunem noi, și vom începe în felul următor. Voi face un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Felul acesta este primul de început, apoi voi continua. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit, pe care eu întotdeauna am probleme să-l fac, pentru că lucrez destul de strâns și croșetele nu au vârf.
Acum vom lucra două rânduri de câte 6 ochiuri de lanț. Deci, de 2 ori vom, scuzați, 2 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Deja oboseala începe să-și spună cuvântul. 2, 3, 4, 5, 6. Vom întoarce în felul acesta să nu lucrăm pe dos. Și voi repeta din nou cele 6 piciorușe scurte. Și cel de-al șaselea. Iar acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Deci vom face un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Un picioruș scurt, o nouă înmulțire. Și o nouă înmulțire. Iar acum vom lucra un rând de 9 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 9 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor. Am pus firul despărțitor lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Astfel, la capătul acestui rând, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 12 piciorușe scurte. Deci vom repeta 12 piciorușe. 4, 11 și 12. Rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte urmate de o înmulțire și vom obține 15 piciorușe scurte la capătul rândului. 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o înmulțire. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Următorul rând vom lucra aceste 15 piciorușe scurte. Deci, fără să înmulțim, vom lucra în mod normal. Eu sper să se vadă și să se audă ceea ce spun. Sunt tot în bucătăria de afară, pentru că este mai multă lumină aici decât în camera mea și nu vreau să iasă umbre pe lucrare, pentru că este o lucrare destul de complexă, după cum vedeți, și mi-ar părea rău să nu iasă cum trebuie.
Am ajuns la capătul rândului, iar acum vom lucra. Patru piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, o mulțire și vom continua. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Rândul următor vom lucra aceste 18 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Noi ne vom întâlni la capătul rândului și apoi vom continua. Deci 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. 1, 2, 3, 4, 5 și o mulțire. Vom continua astfel până la sfârșitul rândului și vom obține un număr de 21 piciorușe scurte. Rândul următor vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește, deci vom lucra 21 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu 21 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. 2, 3, 4, 5, 6, apoi vom face o mulțire. Vom continua astfel până la sfârșitul acestui rând și vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum vom face o mulțire și lucrând astfel până la sfârșitul rândului vom obține un număr de 27 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 8 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o mulțire. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. 2, 3, 4. Acum vom face o mulțire și vom continua în acest mod până la sfârșitul rândului și vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, 4, 5, o mulțire. Vom repeta, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o mulțire.
Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apoi vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 54 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, urmate de o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte. Vom continua. Rândul următor. În corespondența fiecărui picioruș vom lucra o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 120 de piciorușe, 120 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș în parte îl vom înmulți. Noi vom lucra aceste piciorușe și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Nu mai avem mult și suntem aproape de sfârșitul lucrării, a pălăriei. Apoi încă puțin și vom termina toată lucrarea. Și apoi veți vedea ceea ce am realizat. Noi ne întâlnim la capătul rândului, așa cum vă spuneam, cu cele 120 de ochiuri. Deci în fiecare picioruș vom face o înmulțire. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 120 de piciorușe scurte. Acum vom face două rânduri de câte 120 de piciorușe scurte. Deci vom repeta de două ori aceste piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri și vom continua lucrarea. Doar două rânduri. Ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Iată, ne-a ajuns la capătul celor două rânduri de câte 120 de piciorușe scurte. Acum vom tăia firul și vom închide lucrarea. În felul acesta, după care voi sări un ochi, voi intra în cel de-al doilea. Și voi închide modul în care să nu se cunoască acel colțișor. Vedeți? Să fie rotund. Bineînțeles, cu acul vom ascunde firul. De data aceasta, cu acul nu va fi nevoie să folosim croșetul, pentru că nu vom reuși. Și cu acul vom intra și vom ascunde acest capăt de fir. Aici de desubt. Astfel am lucrat și pălăriuța personajului nostru. Foarte curând vă veți da seama și ce personaj este. Cu siguranță copiii îl cunosc, știu despre cine este vorba. Acum voi scurta firul,
aici și vom trece să lucrăm piciorușele. De data aceasta vom lua din nou același fir de cape, firul mai subțire, și vom face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Primul picioruș de început, iar acum vom continua cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum voi închide cercul magic. Voi închide cu fir alunecat. De data aceasta am reușit mult mai ușor. Și voi începe să lucrez aceste 6 piciorușe scurte. Vom face un total de 23 de rânduri de câte 6 piciorușe scurte. În felul acesta vom face unul dintre piciorușele personajului. Deci, vom lucra tubular un număr de 23 de rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Acum vom face în felul acesta să nu lucrăm pe dos și vom continua să lucrăm singure cele 23 de rânduri. Capătul de fir îl vom lăsa înăuntru, în interiorul piciorușului, și cu siguranță că acum veți ghici despre cine este vorba. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 23 de rânduri și vom continua lucrarea. Deci, nu uitați, 23 de rânduri. Am încheiat cele 23 de rânduri care au format unul dintre piciorușele personajului nostru. Acum voi scurta firul și voi încheia lucrarea. Voi lăsa firul un pic mai lung pentru că vom avea nevoie să coasem piciorușele. Vom avea nevoie de un total de 8 piciorușe pentru că, așa cum dacă ați reușit să ghiciți, este vorba despre un păianjen. Așa, acum noi vom face cu acest fir câteva frunzulițe pe care să le aplicăm pe pălăriuța personajului nostru. Și voi face un ochi de lanț normal, după care voi continua. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. Începând cu al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în sus și vom face un picioruș scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cinci,
șase piciorușe scurte. Iar în ultimul vom face ultimul picioruș fiind ultimul ochi de lanț fiind primul cu care am început. Și vom face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluia și ochi. Iar apoi vom coborâ pe partea cealaltă. Pentru a forma frunzulița, vom face o frunză mică. Voi încheia aici și voi coborâ în jos, prinzând în același timp și capătul de fir, în felul acesta, și voi face 1, 2, 3 și cel de-al patrulea picioruș scurt, un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și mă voi întoarce în sus, lucrând din nou 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. Voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș scurt în corespondența celor două ochiuri de lanț. Și voi coborâ în jos, lucrând unu, doi, trei, patru, cinci, șase piciorușe scurte, un ochi de lanț, mă voi întoarce din nou în sus și voi lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea picioruș scurt, iar în interiorul celor două ochiuri de lanț voi face un picioruș scurt și voi închide lucrarea. Voi scurta firul. În felul acesta vom face două frunze de culoare maro și o frunză de culoare verde, culoarea cu care am lucrat ochii și nasul păianjenului. Acum acestea noi le vom fixa pe pălăria personajului nostru. Personajul nostru se numește Pumpkin. Așa cum vă spuneam la început, repet din nou, acesta nu este un tutorial care îmi aparține, eu doar l-am tradus din limba rusă. Acum voi încerca să ornamentez un pic pălăria lui Pumpkin în felul acesta. În felul acesta vom pune frunzulițele și le vom coase.
Deci, după ce le vom coase, ne vom întâlni. Acum vom fixa piciorușele. Ne vom ghida întotdeauna după feliile, să spunem așa, dovleacului. Și le vom fixa mai întâi cu ace cu gămălie, după care le vom coase. Nu vă speriați că acum la început ele stau drepte, dar apoi se vor aranja. Le vom coase frumos în felul acesta. Eu le fixez pentru că vreau să vedeți și dumneavoastră modul în care le fixez și apoi le vom coase singure. Iar aceste alte două vor veni în spate, le vom aranja în modul în care să fie toate așezate în mod simetric. Iar acum le vom coase. Vom lua fiecare picioruș în parte și îl vom coase de dovlecel. În felul acesta. Mai întâi vom așeza piciorușele și apoi vom termina întreaga lucrare. Le vom coase singure. Am cusut piciorușele. Am fixat exact pe mijloc ochișorii și pe mijlocul acestei feliuțe, exact, vom aplica năsucul. În felul acesta. Așa le vom coase. Noi ne întâlnim după ce le coasem. Am cusut ochișorii, am cusut năsucul. Aici vom face cu un fir cu ață neagră, vom face gurița. Pentru că are și guriță și trebuie să o facem. Și aceasta. Cam în ce mod ar putea fi. Așa, ia uitați-vă. Da. Vom intra din nou a doua oară. Să fie mult mai vizibilă. Iar apoi vom ieși și vom pierde firul undeva dedesubt. Nu ne rămâne decât să ascundem firul și îl scurtăm, iar apoi ultimul lucru care ne-a rămas de făcut este să-i punem ochișorii. Îmi pare rău că nu am reușit să filmez în casă, însă așa cum v-am spus, aici era mult mai lumină. Bineînțeles, acest tutorial l-am făcut pe parcursul zilei, așa printre
printre bucățele în timp ce bătrâna dormea sau... Și apoi când am avut un pic de timp liber, uitați-vă, am aplicat deja un ochișor, îl vom aplica și pe cel de-al doilea și astfel, uitați-vă că am ajuns aproape la sfârșitul lucrării. Așa cum am spus, îmi pare rău că nu am avut alt mod de a filma, dar sper că a fost pe placul dumneavoastră, pe înțelesul dumneavoastră și de aceea aștept părerea dumneavoastră, să-mi spuneți dacă v-a plăcut, dacă ați fost mulțumite. Îi punem și pălăriuța deasupra și aceasta este lucrarea noastră. Acesta este pumpkin. După cum vedeți aici pe pălăriuța am aplicat o floricică de macrame. Așa trebuie să stea. Și acesta este personajul nostru. Stai bun aici. Așa, în felul acesta. Sper să vă placă ceea ce am lucrat. Sper să facă în modul în care să puteți vedea. Acesta este pumpkin, vi-l prezint. Așa cum vă spuneam, este tutorial tradus din limba rusă. Aparține doamnei Elena Belova. Eu am făcut un pic de modificări. Nu este identic cu al ei. Am modificat câte puțin și la dovlecel și la pălăriuță și sper să vă placă. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți abonați pe canalul de YouTube, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că mă sprijiniți, chiar dacă uneori lucrările mele mai lasă de dorit, fiecare învățăm încet, încet și mi-ar face mare plăcere dacă aș vedea acest personaj lucrat de dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și vă doresc o seară plăcută. Am început ziua, am terminat seara, dar și eu și Pumpkin vă salutăm. O seară frumoasă tuturor!